Se prefigurează o toamnă bogată în evenimente culturale și artistice în toate zonele județului. Sunteți așteptați să petreceți timp liber de calitate la Orăștie, Hunedoara, Valea Jiului și Devam. Și în această săptămână, Hunedoara 1 TV a pregătit câteva recomandări, adevărate desfătări pentru ochi, spirit și suflet pentru perioada următoare. Până duminică 15 septembrie puteți participa la sărbătorirea a 800 de ani de la prima atestare documentară a orașului Orăștie, aniversare semnificativă care include spectacole de muzică, parade, expoziții și ceremonii speciale menite să onoreze tradiția și cultura municipiului Orăștie. Este o ocazie unică de a vă conecta cu rădăcinile comunității și de a celebra alături de orăștieni trecutul glorios și viitorul promițător al orașului. La Centrul Cultural Drăgan Muntean din Deva, sâmbătă 14 septembrie, între orele 7 și 13, se va desfășura cea de-a 70-a ediție a Târgului Colecționarilor. Evenimentul, găzduit în holul mare al Centrului Cultural Drăgan Muntean, va reuni zeci de colecționari din județul Hunedoara și din întreaga țară. Târgul va oferi o platformă de schimb și expunere pentru pasionații de filatelie, cartofilie, numismatică, bibliofilie, insigne, obiecte de artă, cartele telefonice și multe alte domenii de colecție. Flori de mină, o poveste cu și despre mineri, deschide stagiunea din acest an a Teatrului Dramatic Ide Sârbu de la Petroșani. Sâmbătă și duminică, adică 14 și 15 septembrie, va fi o dublă premieră, una a cărei principal personaj este, așa cum au spus actorii, Valea Jiului. Flori de mină face parte din trilogia Minelor, o serie de piese care dezvăluie lumea rurală, periferică și traumele sale, iar actorii promit o atmosferă spumoasă pentru că spectatorii vor râde și vor reflecta deopotrivă. La Hunedoara, dacă intenționați să vizitați castelul, puteți admira până la 30 septembrie, în cadrul salonului de toamnă al artiștilor plastici, vernisat săptămâna trecută, lucrările unor artiști plastici remarcabili din România, dar și din străinătate, fiind și o oportunitate pentru publicul larg de a se conecta cu tendințele contemporane din artă și de a aprecia bogăția și diversitatea culturală. Pentru cei mici, dar nu numai, este pregătit și un atelier de pictură. Luni 16 septembrie, tot la Hunedoara, de la ora 18, în fosta clădire PSI, de la poarta 2 a Combinatului Siderurgic Hunedoara de pe strada Constantin Bursan, numărul 25, va avea loc vernisajul expoziției Aici nu mai vin, vă jur. Expoziție de fotografie semnată de Victor Ioan la Hunedoara. Victor aduce în atenția publicului clădiri abandonate, ce au avut cândva o importanță deosebită. Inedit este faptul că expoziția se desfășoară într-o astfel de clădire în restaurare, oferind o legătură autentică între imaginile expuse și contextul real.